Salut! Azi voi prezenta o rețetă de pizza vegetariană mai specială. Voi începe cu ingredientele. Cașcaval afumat, ardei gras, ceapă roșie, măsline și ciuperci proaspete. Și desigur condimentul de pizza. Am lăsat blatul de pizza la sfârșit, tocmai pentru că este ingredientul special al acestei rețete. Este, de fapt, o pizza margherita cu tot cu brânză, condimente și sos de roșii. Este o pizza margherita de la Casa Domani. E foarte bună la gust și foarte ieftină. Sunt trei pizza margherita la 13 RON în cutie. Acum voi pune condimentele și ingredientele pe pizza. E foarte important ca pizza margherita să nu se schețe complet, pentru că după aceea se poate rupe foarte ușor. Le voi pune în ordinea care sunt în farfurie, deci ciuperci. Apoi măslinele. Sunt măsline deja feliate. Ardeiul. Și ceapa. Acum punem cașcavalul. Am ales să punem cașcavalul deasupra pentru a avea o stabilitate mai bună a ingredientelor. În momentul în care se încălzește, cașcavalul se topește deasupra și ingredientele nu au cum să curgă după aia de pe pizza când este consumată. Așa cum se întâmplă de obicei la pizza din magazin sau din restaurant. Condimentul de pizza. Și gata, pizza noastră e gata de a fi pusă la cuptor. Acum voi băga pizza în cuptor. După cum se poate observa, nu am pus-o într-o tavă, ci direct pe acest grătar. În felul acesta se va coace mai uniform fundul și nu se va arde. O voi lăsa cam 10 minute și după aceea voi pune să se coacă și la grătar ca să se facă bine și partea deasupra. Haideți să verificăm dacă s-a făcut unul. Punem degetul și punem că deja s-a format o crustă. Și atunci putem să punem, să lăsăm la grătar pentru vreo 5 minute. Punem pizza puțin mai sus. Facă mai bine. Și dăm pe grătar. Și încă 5 minute mai durează. Să vedem dacă pizza noastră este gata. Ne uităm la ea puțin și vedem că cașcavalul deasupra s-a topit și chiar s-a rumenit puțin. Deci putem să scoatem. Închidem întâi la gazul și tragem frumos și gata pizza. Așa la final pizza noastră vegetariană. Este o pizza mai deosebită, pe lângă faptul că se poate prepara într-un timp foarte scurt, din cauza blatului care este deja preparat. Dar ea înseamnă un gust foarte, foarte bun, e bogată în ingrediente, deci chiar mai bună decât ce se găsește în restaurante. Dacă vrem să, pentru cei care preferă să pizza cu ketchup, vrem să mai punem niște ketchup deasupra.